senator Daniel Fenechiu, vicepreședinte al Comisiei Juridice din Senatul României și vicepreședinte național al Baroului din România, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Fenechiu, și vă mulțumesc că ați acceptat și de data aceasta invitația noastră. Vin cu drag, adică nu fug de dezbateri. Ați fost ieri la votul din Parlament privind care s-a dat în privința datei în care va avea loc votul pe moțiune. Ce s-a întâmplat? Am fost acolo diverse reacții aprinse. PSD-ul a pierdut majoritate, n-a pierdut. Cum au stat lucrurile? Bun, acum se știe de multă vreme că PSD-ul după alegerile europarlamentare a tot pierdut parlamentari, pentru că pierderea încrederii românilor are și consecințe. Parlamentarii își pun problema. Ok. Dacă noi am intrat în Parlament când PSD-ul a luat 47% și acum PSD-ul este la 20%, rezultă că jumate din noi nu ne vom mai regăsi pe liste, pentru că orice am face la guvernare, la modul cum merg lucrurile, nu putem să reobținem încrederea românilor într-o cotă atât de importantă cum a fost la alegerile din 2016. Și atunci și parlamentarii își caută viitor politic, da? Se duc unii la Ponta, alții la alte partide. Bun. Evident că nici PSD-ul nu stă cu minile încrucișate și încearcă pe cât posibil să atragă diversi parlamentari. Au desființat grupul ALDE, au atras niște parlamentari, au mai tras de-a lungul timpului și de la alte partide. Bun. Deci este o mișcare care este generată de faptul că opțiunile românilor au început să devină foarte clare și sunt majoritar anti-PSD. Da, nu mă întrebați de ce, pentru că e o discuție lungă și jocul lor pe justiție, anumite lucruri populiste făcute în economie și în zona socială, au început să fie percepute de români ca fiind strict o goană a PSD-ului după un anumit tip de susținere ca să poată să-și aplice un program care n-avea de-a face cu interesele românilor. Adică un program pe zona de justiție care să ajute anumite persoane ale din cadrul PSD sau legate de PSD pe zona răspunderii penale. Și în raport de povestea respectivă, majoritatea PSD, evident, s-a subțiat și a ajuns să nu mai existe. PSD-ul stătea, practic, cu o majoritate pe care și-o asigura în urmă cu două luni de zile de la UDMR, astăzi cu participarea unei părți din ALDE, care, mă rog, a plecat de lângă Tăriceanu și s-a afiliat la grupurile PSD și, respectiv, cu ajutorul unor reprezentanți ai minorităților naționale. Și așa, niciodată nefiind toți parlamentarii prezenți, își numărau oamenii din sală, când vedeau că o majoritate treceau legile care îi interesa, când vedeau că nu o majoritate, având majoritate în birou permanent, jonglau de așa manieră ca lucrurile importante să nu fie puse pe ordinea de zi, prin managementul ședinței asigurat de Iordache sau de Ciolacu, scoteau după ordinea de zi lucrurile de un anume soi. Ieri, PSD-ul a fost într-o situație, de data asta, o situație în care lucrurile nu puteau fi decât albe sau negre. Și anume, în momentul când tu, ca partid de guvernământ, vezi că 237 de parlamentari au semnat o moțiune de cenzură, numărul de voturi necesare fiind 233, evident că îți dai seama că nu mai e majoritate. Sunt 237 care vor să plece acasă. Și atunci ei s-au gândit așa. E clar că nu putem avea mai multe voturi ca opoziția, dar putem să punem votul într-o zi în care o parte din oamenii opoziției să nu ajungă, da? Adică sâmbăta bună oară. Știind că sunt deputați ai minorităților care, de regulă, nu doar că nu lucrează sâmbătă, dar au și o hotărâre de grup, că nu sunt de acord cu activități sâmbătă, o chestie principială, bănuind că anumiți deputați UDMR ar putea să aibă diverse activități să fie plecați din țară, constatând că, știind că anumiți parlamentari din alte grupuri parlamentare au un program în weekend și nu toți pot sau își doresc să-și lămâne, și atunci au mers pe varianta, mă, dacă facem sâmbătă, poate reușim ca din 237 5 să n-ajungă. Că dacă n-ajung și au 232 de voturi, nu trec moțiunea. Exact. Nici nu contează câte luăm noi. Da? Și atunci în birou permanent au făcut un program. Deci, da, au și ales. Au făcut un program cu citirea moțiunii a doua zi, ceea ce nu s-a mai întâmplat, și cu dezbaterea și votarea moțiunii într-o zi de sâmbătă. Da? Încălcând cutume parlamentare, decență, normalitate și orice altceva. Bun. Jura faptului că Partidul Național Liberal a spus în cadrul biroului permanent toate aceste lucruri, că nu e în regulă, dând argumente, domnule, hai să o facem în condiții normale, hai să o facem luni, nu asta. PSD-ul s-a opus, având majoritate, și ne-am trezit în situația în care am fost obligați să infirmăm ordinea de zi, pentru că Florin Iordache, președintele de ședință, în loc să respecte regulamentul și în momentul când Raluca Turcan a propus, da, ca în cadrul ordinii de zi, în cadrul proiectului de program propus, să decalăm
dezbaterea de sâmbătă până luni, procedura firească era următoarea. Avem un proiect de ordine de zi, s-a dus la locul Turcan și noi nu putem sâmbătă. Și a explicat de ce. Hai să facem dezbaterea și votul luni. Florin Iordache trebuia să supună la vot amendamentul, care trecea sau pica. Dacă trecea, se vota ordinea de zi cu amendamentul admis. Dacă pica, se vota proiectul de ordine de zi votat de ei. Și nu a supus la vot? N-a făcut treaba respectivă, nu. A supus la vot ordinea de zi fără să pună în discuție amendamentul și atunci noi am fost obligați să votăm împotriva ordinii de zi. Am votat împotriva ordinii de zi și ați văzut că am avut 294 de voturi în comparație cu cele 281 ale lor și s-au trezit pentru prima dată cu opoziția stăm mai bine. Da? Mai mult, au fost și parlamentari de ei lor care fie au votat cu noi, fie au votat prezent, nu votez, fie s-au abținut. Da? Da. Care a fost un semnal important de alarmă pentru ei, că printre ei s-a regăsit Paul Stănescu, da? Un rival important al Biotei Dăncilă. A dat și o explicație, cel puțin bizară. Da. Că nu liderul grupului parlamentar din Senat. Da? Al PSD-ului. Al PSD-ului, da. Bradu, senatorul de Craiova, care e mai nou liderul grupului parlamentar de acolo. Deci au fost niște oameni care au votat prezent, nu votez. Da? E foarte adevărat că chiar dacă ai votat, n-ar fi înclinat balanța, că de la 281 la 294 sunt multe voturi, da? Dar a fost un semnal de alarmă și pentru ei. Deci e clar că și ei nu prea sunt mulțumiți de ceea ce se întâmplă PSD, și s-ar putea regăsi printre votanții moțiunii. În PSD există un curent de oameni care spun, bă frate, dacă electoratul a spus la europarlamentare ceva, trebuie să ținem cont de treaba asta, da? Adică nu putem să mergem pe principiul Lăpușneanu, dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Da? Asta, mă rog, Dragnea a avut această abordare, dar și noi cu toții am sperat că după sfârșitul epocii Dragnea le va reveni o doză de normalitate. Constatăm că principiile lui Dragnea se aplică în continuare, da? Atât nu vrea un oameni apropiat de Dragnea, cât și prin anumite metehne, da? Care deranjează orice om care gândește cât de cât democrat în țara asta. Pentru că în ultima instanță aici problema este următoarea. Chiar dacă ne păcălesc acum, da, dom'le, nu pot merge mai departe. Pentru că au țara în cap, adică marea majoritatea românilor vor altceva. Pe de altă parte sunt măcinați inclusiv pe intern, în interiorul lor, de frământări. Sunt oameni de acolo, primari, lideri importanți, care spun, bă, nu putem să ne punem împotriva românilor. Și atunci lucrurile astea vor genera consecințe. Și cum a rămas acum cu moțiunea? Deci, practic, astăzi am înțeles că a fost citită și urmează a fi votată joi. Da, liderul grupului Partidul Național Liberal din Senat a citit moțiunea. Ea va fi dezbătută și votată joi, pentru că atât Constituția României, cât și Regulamentul Ședințelor Comune prevăd că ea trebuie să fie citită în termen de 3 zile și trebuie dezbătută și votată după 3 zile de la citire. 3 zile lucrătoare? Sau? Nu scrie textul de lege, e vorba de 3 zile. După 3 zile înseamnă că prima zi, dacă azi e joi, ar fi fost vineri, sâmbătă, duminică. Prima zi în care a putut fi citită a fost luni. Întrucât dezbătut ar fi fost luni. Întrucât noi am cerut din start luni, PSD-ul s-a încăpățânat. Băi, nu putem acum să le dăm luni, da? Că așa au vrut de la început. Ce rost mai are toată nebunia asta dacă noi, în birou permanent, până la urmă, da, cedăm. Marți și miercuri am înțeles că nu pot, pentru că doamna Dăncilă înțeleg că e plecată din țară. Și atunci prima zi liberă, în care rămas joi. Doamna Dăncilă înțelege joi. Joi urmează să fie dezbătută, va fi citită încă o dată, că asta e procedura. După care va trebui să ia cuvântul primul ministru, să-i spună punctul de vedere, după care vor urma reprezentanții grupurilor parlamentare în raport de timp alocați, da? Care vor avea poziții pe moțiune și pe ce se întâmplă în plenul parlamentului la momentul respectiv, după care Dăncilă va răspunde și se trece la vot. În perioada aceasta, PNL va mai avea discuții și cu alți parlamentari pentru deci, votul așa cum pe moțiune? A spus președintele. Știm că deocamdată sunt 237 de semnături, ceea ce ar însemna 237 și circa 241 de votanți. De votanți. Da, bun. Acum, președintele Ludovic Orban a spus cât se poate de clar, că fără îndoială, nici ei nu o să stea cu mâinile încrucișate. Și atunci, sarcina noastră este să convingem cât mai mulți reprezentanți parlamentari PSD sau din aria PSD că acest guvern nu poate să meargă mai departe, da? Că este o trădare a intereselor și voinței românilor, da? Să susțin continuare un guvern care nu mai are legitimitate, s-a văzut la europarlamentare, un guvern care a abdicat la programul de guvernare pe care îl
adusese în fața electoratului și care obținuse votul, un guvern care demonstrează pe zi ce trece că este incapabil, da, să refacă, să readucă România pe drumul normalității și nu face altceva decât cârpeli care duc România spre prăpastie. Și atunci motivul pentru care ei trebuie dat jos cât mai repede este că e mult mai ușor să repari în momentul în care lucrurile sunt într-un anumit stadiu, decât să lași ca lucrurile să degradeze în continuare și reparația să fie și mai durabilă și mai costisitoare. Pentru okay, românii, și ce se întâmplă după ce pică guvernul? S-a discutat cu celelalte partide cum va fi noul guvern? Vedeți, dumneavoastră, e greu în momentul de față să poți să dai un pronostic uitându-te așa în ochii românilor. S-a creat o majoritate pentru demiterea guvernului Dăncilă. Pentru că, la unison, toți reprezentanții partidelor din opoziție, da, că vorbim de PNL sau vorbim de celelalte partide, începând cu USR, Pro-România, PMP, UDMR, Minorități Naționale, PMP, da, au un filon comun de gândire. Da, PSD trebuie să plece, guvernul ăsta nu face decât rău României. Ce va fi după? Intrăm în logica constituțională, unde ultimul cuvânt îl are, mă rog, cuvântul important îl are președintele României pe dezemnare și Parlamentul României pe votul dat propunerii făcute de președinte. Președintele, fără îndoială, va face o consultare cu partidele. Președintele nu s-a ascuns și nici Partidul Național Liberal nu a negat că principala noastră opțiune ar fi alegerile anticipate. Astfel, căderea a două guverne, da, ar fi, din perspectiva a ce a promis Partidul Național Liberal ca fiind țintă a principală a demiterii guvernului, și anume organizarea de alegeri anticipate. Da? Deci asta ar fi soluția. Asta ar fi cea mai corectă soluție pentru români. În momentul în care este o situație de acest gen, aduci puterea înapoi în mâna românilor, românii se duc la vot, votează și spun, băi, vreau asta. Știți că mulți se întreabă în spațiu public, cum facem cu noul guvern, va fi format și din Victor Ponta? Răspunsul este Tăricianu, care au mai fost acolo, știu despre ce vorba. Nu, dar răspunsul este foarte simplu. Dacă soluția alegerilor anticipate nu va fi îmbrățișată, și această posibilitate există, Partidul Național Liberal, din păcate, nu are altă soluție decât să-și asume guvernarea. Iar în momentul când spun treaba asta, nu mă refer la faptul că ar fi cea mai dorită soluție de către un om politic care cunoaște politică să iei guvernarea în contextul actual. Dar în momentul în care nu-ți asumi și riscul și nu-ți asumi și sarcina să îndrepți lucrurile despre care spui că merg într-o direcție greșită, înseamnă că ești la fel de ipocrit ca PSD-ul, da? Și nu faci altceva decât să înșeli încrederea românilor. Deci noi am spus, vrem alegeri anticipate, nu se poate, domne, ne asumăm sarcina să preluăm guvernarea. Da, este pregătit PNL să preia guvernarea? Partidul Național Liberal este pregătit în 2016 să preia guvernarea. Deci Partidul Național Liberal are în momentul de față și a avut în decursul anilor o garnitură foarte bună de specialiști, o serie de proiecte pentru România și este pregătit în orice clipă să preia guvernarea. Deci nu există nicio problemă în sensul ăsta. Nu mă întrebați cum va suna guvernul, pentru că ceea ce am pot văzut să vă spun, a apărut o listă. Nu, ceea ce pot să vă spun public este că Partidul Național Liberal are în momentul de față pentru fiecare portofoliu guvernamental, și aici trebuie să fac precizarea că noi am spus că ne dorim un guvern european, un guvern supru de 15 ministere, da? Cu câte 2 secretari de stat, maxim 3, da? Ne dorim o debirocratizare a aparatului guvernamental, ne dorim desfințarea unei serii de agenții. Reducerea numărului de bugetari? Vedeți, dumneavoastră, asta cu reducerea numărului de bugetari poate fi discutată doar în perspectiva unei analize făcute în momentul în care ai toate datele. Da, au fost opinii, inclusiv păreri ca după Partidul Național Liberal. Acolo, au fost opinii ca după Partidul Național Liberal că, domnule, da, trebuie să reducem numărul de bugetari. Nu, eu aș merge pe ideea unei restructurări, pentru că tehnic nu poți să lucrezi cu proporții, să spui, băi, nu știu, zicea cineva că dăm afară 400.000 de oameni. Nu dăm afară 400.000 de oameni, da? Tehnic, nu vrem să dăm afară pe nimeni. Scopul Național Liberal nu e să dea afară. Deci cine vine cu abordări de genul ăsta nu vrea binele Partidului Național Liberal, da? Au spus alții, domnule, ăștia o să taie pensiile. Nu, nu o să taie nicio pensie Partidul Național Liberal. Sau să impozităm pe IT-ști. Nici asta. Ludovic Orban a declarat foarte clar. Noi vom respecta toată legislația română în vigoare și în raport de cum găsim
starea finanțelor, da? În raport de proiectele pe care dorim să le implementăm, da? Vom analiza cum poate putem face o restructurare, da? Dar nu o restructurare bazată pe disponibilitate. Adică, nu știu, în momentul ăsta se vorbește așa, PSD-ul angajează PNL-ul de afară, nici vorbă, da? Adică, gândiți-vă că și oamenii din Partidul Național Liberal, începând de la oamenii care votează PNL, până la cliștii de partid, până la liderii Partidul Național Liberal, trăiesc în societate, au rude, au oameni care lucrează la stat și în privat, deci trăiesc într-o realitate, da? Și au acasă la ei și în cercul lor de prieteni, da? În, la o scară micro, realitatea românească. Aia nu poți să duci acasă să-i spui nevestei, de exemplu, băi, știi, tu lucrezi la buget, noi dacă venim la guvernare te dăm afară, da? Pe tine sau o colegă de-a ta. Că nu asta este soluția pentru România. România are într-adevăr niște probleme. Are niște probleme legate de împrejurarea că numărul de oameni care lucrează în zona publică, în zona bugetară, este relativ mare comparativ cu alte state europene, că salariile din zona publică sunt mult mai mari decât în zona privată, ceea ce este o chestie atipică pentru o societate europeană, da? Legată de împrejurarea că de foarte multe ori anumite măsuri cu conotație financiară pentru buget s-au luat pompieristic, fără studii de impact, fără a se vedea cum stau lucrurile din perspectivă bugetară, însă nimeni nu poate nega că și pensionarul își dorește o pensie mai mare și salariatul, că e în public sau în privat, își dorește mai mulți bani. Deci din punctul ăsta de vedere, lucrurile trebuie chipzuite. Nu poți veni să spui, bă, tai. Nu, asta e aberant. Și eu ceea ce vă pot spune este că Partidul Național Liberal nu va veni pe teoria să taie. Bun, trebuie făcut o restructurare. Acum, povestea aici arată la modul următor. Am văzut că a ieșit Ponta, de exemplu, și a zis, domnule, stai puțin, avem 3.000 și ceva de unități administrative teritoriale, 3.400 și trebuie să facem 1.000. Da? Eu nu știu dacă trebuie făcute 1.000 sau 1.500 sau 2.000. Dar ceea ce pot să vă spun este că în Partidul Național Liberal se discută de mult această temă și Partidul Național Liberal a lansat-o în discuție de un număr de ani. Pentru că avem situația de genul următor. Avem comune, de exemplu, da? Cu un număr foarte mic de cetățeni. Mulți sunt plecați din țară, alții au plecat la oraș. Deci sunt comune care au, să zicem, 1.000 de locuitori, 1.200, 1.500. Da? Comune care au fost administrate într-o anumită manieră, de anumiți primari, care au fost acolo 2, 3, 5 mandate, care nu au fost preocupați să aducă investiții, să obțină finanțe din zona din dezvoltare economică pentru calitățile lor. Deci sunt comune care, de exemplu, nu pot să întrețină din taxele pe care le colectează și care stau cu mâna întinsă, da? La Consiliul Județean sau la Guvern. Da? E cât se poate de evident că în momentul în care o comună de acest gen stă cu mâna întinsă, dumneavoastră și cu mine, da? Plătim impozite ca să se asigure funcționarea unui aparat care administrează prost o comună. Pentru că dacă ei atrăgeau investiții, da? Din TVA-ul defalcat, din impozitele generate de dezvoltare economică, ar fi putut să-și atragă alocări bugetare. Dar nu mai fi cauzat o gaură. O gaură, da? Deci sunt de părere că, fără discuție acolo, trebuie o reformă a administrației, dar trebuie o reformă care trebuie făcută pe principii de analiză corectă, da? Pe principii de dezvoltare durabilă, pe principii de viitor. Pentru că, în ultimă instanță, trebuie să și vezi dacă localitatea respectivă, comuna respectivă, poate avea o perspectivă să schimbe lucrurile cu un management bun. Da? Nu trebuie să mergi să tai pe teoria că, băi, știi, dacă nu s-a făcut... Nu, trebuie făcut o analiză. O analiză care trebuie să prindă inclusiv perspectiva. Pornind de la investițiile guvernamentale, de la fondurile europene, de la managementul care se aplică acolo, de la specificul populației, da? Că, de exemplu, dacă sunt localități extrem de îmbătrânite, cu tot netul plecat, e cât se poate de evident că alea nu se vor mai dezvolta. Și atunci trebuie să găsești o soluție. Pe de altă parte, trebuie să aduci administrația lângă om. Da? Nu poți să desființezi primării noapte și alte lucruri, să-i spui, domne, știi, comuna ta o comasesc nu știu care și te duci la 20 de kilometri. Da? Deci acolo trebuie lucrurile făcute cu cap. Da? Chiar dacă ajungi la un moment dat să faci o comasare de localități, da? Va trebui să ai un punct de lucru, de exemplu, pentru colectarea taxelor, da? Un punct de lucru pentru că oamenii se pot depune cerere. Adică administrația trebuie să rămână lângă om și nu trebuie niciun caz să iei măsuri care să îndepărteze administrația de om și să îi îngreuneze situația lui. Că omul este cetățean, e contribuabil și merită să aibă o administrație firească. Deci asta aș vrea să înțelegeți, că la nivelul Partidului Național Liberal sunt o serie de politici publice care vizează rezolvarea unei mari părți din problemele care sunt evidente, dar din decență și datorită faptului că viitorul guvern, da, după ce trece moțiunea, va fi un guvern care va avea nevoie și de susținere și din partea altora, Partidul Național Liberal a decis să nu pună în dezbatere publică lucruri care să învenineze atmosfera înainte de moțiune și care să poată crea
posibilitatea unora să zică, băi, n-am votat moțiunea pentru că uite ce vor să facă ea. Nu, stabilim după. Ne ducem la președintele Klaus Iohannis, care ne spune cum vede domnia sa, după discuțiile cu toți, viitorul post-Dăncilă, și în momentul ăla, în raport de ce propune președintele, venim cu soluțiile noastre, se vede la masă despre ce este vorba și în momentul ăla ieșim și comunicăm public care e soluția. Dar, și aici vreau să insist, nu e scop Partidul Național Liberal să dea afară oameni, nu e scopul să taie lefuri, nu e scopul să taie pensii, da? Și de președintele Ludovic Orban a declarat că se poate declar că vom respecta legislația în vigoare și nu mergem în niciun fel, da, pe ideea să luăm din drepturile pe care le au cetățenii. Relativ la guvern, că mi-a spus această întrebare, fără îndoială, sunt mai multe posibilități. Există posibilitatea unui guvern minoritar PNL. USR-ul, de exemplu, a spus că ei nu vor să vină la guvernare, da? Nu știm dacă pro România... Pare că s-au răzgândit. Nu știu, nu știu. Deci, public, n-am văzut o declarație a președintelui partidului, da, venim la guvernare cu PNL-ul, facem nu știu mai ce, da? Pro România, nu știm cu siguranță. Știm că a spus că nu vrea pro România să participe la un guvern condus de Ludovic, da? Bun, asta e tot ce a spus, da? No. Nu știm. Sunt opinii care spun da, că la un alt guvern ar veni. Alde, de exemplu, a spus că ar putea susține un guvern, dar nu vor să vină la guvernare, da? Au mai fost și știu cum e. UDMR-ul, de exemplu, e un partid cu care întotdeauna, care a fost un partid care a jucat loial, că a fost la putere, că a fost în opoziție, o înțelegere cu UDMR-ul a funcționat întotdeauna bine. Nu știu exact dacă în momentul ăsta UDMR-ul vrea să nu la guvernare, am văzut și eu diverse poziții ale unor lideri de acolo că ar veni la guvernare. La fel se pune problema și în materie de PMP. Deci nu știu aceste lucruri, dar e varianta unui guvern. Ceea ce pot să vă spun este că PNL-ul își asumă guvernarea, are resursa umană și soluțiile. Există și e pregătit să guverneze. Sigur că da, cu prim-ministrul Ludovic Orban. Și există și a doua ipoteză, ideea unui guvern mixt, politic și oameni din afara sferei politice, despre care s-a vorbit, da? Funcție de cum va testa președintele în temeiul atribuțiilor constituționale, terenul cu partidele care vor reuși să constituie majoritatea care să ne scape de PSD, vom decide la momentul respectiv, dar fără îndoială vom merge pe propunerea președintelui. O altă situație complicată, atât pentru PSD, cât și pentru țara noastră, este cea de refuzul, în cazul Rovanei Plumb, de comisar european. Iată, a fost refuzată de două ori, acum PSD-ul vine cu altă propunere, practic o veche propunere, Danica, și o rezervă persoana Gabrielei Ciot, dar astăzi aflăm despre doamna Ciot că ar fi plagiat. Doamne. Aici lucrurile aici sunt foarte simple. În momentul în care, deci, vezi dumneavoastră, și în simple, dar complicate în același timp. Nu, lucrurile sunt foarte simple. Și în Uniunea Europeană există un club al țărilor selecte, al țărilor fără probleme. Unde noi, din păcate, nu suntem. Pentru că noi vrem să punem botniță la procurori, vrem să timorăm judecătorii, vrem să luăm investitorii străini, venim cu politici liberale, mă refer la guvernul PSD, în epoca lui Dragnea în principal, dar nici acum nu s-au dezis, da? Și evident că în momentul ăla lumea se uită strâmb la noi, da? Bun. Au loc alegerile europarlamentare, se degaje o soluție de compromis pentru o majoritate și în discuțiile cu nou președinte al Comisiei Europene, ni se spune, da? Domnule, ar trebui să fie femeie. Aș prefera, ne spune președinta doamna Leiden, să-și prefera să fie femeie, toate bune și frumoase, și atunci noi venim cu Romana Plumb. Romana Plumb, o persoană care a avut formulat împotriva domniei sale o plângere penală, Parlamentul s-a opus, dacă vă aduceți aminte că fiind ministru era nevoie de solicitarea Parlamentului pentru asta. Doi, are o plumbă declarația de avere cu niște sute de mii pe care, mă rog, e greu dintr-o leafă de parlamentar în România să-i strângi și să-i tranzacționezi și așa mai departe. Domnia sa s-a împrumutat. Să mai vin și două apartamente. Și așa a achitat rapid când a apărut problema. Da. Are o problemă de imagine destul de serioasă, inclusiv în România, încă din momentul când fiul domniei sale circula cu o mașină matriculată în Bulgaria, domnia sa fiind ministru în guvernul român, da? Parcă chiar la mediu, nu știu dacă nu era chiar la mediu în momentul respectiv, da, cu taxe, cu alte lucruri. Este perceput într-un anume fel. Și atunci, în momentul în care tu, în loc să vii cu o persoană care să fie mai presus de orice îndoială, da? Vii cu o persoană care are o serie de, hai să zicem așa, o serie de pete, da? În dosarul de candidat, este cât se poate de firesc că anumite persoane din Parlamentul European, da, anumite grupuri, anumite interese, nu vor face față decât să le speculeze. Pentru că totuși portofoliul transporturilor este un portofoliu important. Da? Tu sfidezi ordinea, tu sfidezi normalitatea, sfidezi președintele Klaus Iohannis, i-a spus.
în repetate rânduri. Partidul Național Liberal a tras semnale de alarmă. Toți i-au spus. De eu am mers pe teoria, bă, așa vrem noi, o vrem pe Romana. Dar bun. Acum avem o nouă nominalizare, păi, Dan Nica. Nici Dan Nica nu e peste. Că va fi refuzat, va aștepta să fie refuzat. Nu știu, nu sunt mafal, da. Dar și el a fost în dosarul Microsoft, da? Și el este o persoană controversată, da? Este o persoană care e foarte veche în politică, da? E o persoană în jurul căruia circulă foarte multe legende. Nu știu dacă are probleme de declarația de avere, da? Dar nu uitați că și Danica a fost cercetat în dosarul Microsoft. Și nu mi-aminte să-și fi schimbat sexul peste noapte, adică... Bun, dacă președinta spune, adu-mi o femeie și tu vii cu un bărbat, da? E cât se poate declara cât de mult îți dorești să intri în logica faptelor. Ascultam aseară un interviu cu fostul președinte al Senatului și fostul prim-ministru Tăriceanu, căruia se pare că, mă rog, în al 12-lea ceas i-au revenit anumite amintiri, așa, care povestea cum a fost în 2007 cu Vosganian. Da? Când l-a sunat Barroso și i-a zis, Călin, da? Și zice, domnule, când îți spune președintele Comisiei Europene, domnule, ăla-i șeful executivului european. Domnule, nu pot eu să-i spun că știi că nu e așa. Când mi-a spus că e percepție europeană, mă interesa binele României și atunci am făcut o altă numire, da? L-am numit pe Leonard Dorman. Da. Da. Așa trebuia să procedeze și Dăncilă. În primul rând, Dăncilă trebuia să slăbească cu Iohannis. Pentru că ne place, nu ne place, Iohannis stă foarte bine în plan european, da? Stă foarte bine, da? Ori, din punctul ăsta de vedere, eu cred că președintele a invitat-o la consultări, păi, da, dar dânsa nu a refuzat să meargă. Cum să ducă? Ea le știe pe toate, da? Cum a scăpat de Liviu Dragnea, devenit extrem de deșteaptă. Cât era Liviu Dragnea, nu ieșea să spună două cuvinte, da? Aștepta să ne explice Dragnea. Mai mult, dacă ieșeau de creații împreună, îi cerea permisul lui Dragnea. Ne explica Dragnea ce face Dăncilă. A dispărut Dragnea, știe mai multe și ca președinte al României. Dar acum riscăm să pierdem portofoliul de la transporturi cu tergiversarea situației. Eu nu cred că vom pierde portofoliul. Nu cred. Și nu cred că vom pierde portofoliul datorită faptului că eu sper că și cred că moțiunea va trece în joi. Cred că până joi nu va fi luat o decizie și noul executiv va schimba fără discuție această propunere și va face o propunere civilizată, o propunere de persoană care să facă cinste României. Nu Rovana, nu Danica, nu cucoana asta din Cluj. Doamna Ciot. Doamna Ciot, care, mă rog, înțeleg că are și probleme de plagiat. Domnule Fenechiu, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, ca de fiecare dată alături de noi și vă mai așteptăm cu mare drag. Și eu vă mulțumesc și sper să avem ocazia să continuăm o dezbatere după trecerea moțiunii de cenzură și să discutăm despre lucrurile bune pe care le va face Partidul Național Liberal. Și despre noul guvern. Și despre noul guvern. Vă mulțumesc.